patru timpuri egale, care protejează foarte mult împotriva depresiei ființa umană. Există o legătură între ființa umană și cosmos și univers. Succesiunea regulată a anotimpurilor creează un echilibru psihic extraordinar de frumos și bun și benefic ființei umane. Avem două solstiții și două echinocții egale. Teribil. Niciun popor nu beneficiază de pe Terra de așa ceva. Să fiți atenți. Avem oxigen din belșug. Avem apă potabilă din belșug. Avem păduri și pășuni montane pentru creșterea animalelor. De unde rezultă biblic ceea ce se spune patria laptelui? Avem floră pentru albine. De unde rezultă ceea ce se spune biblic, patria în care curge mierea. Avem cernoziomul bărăganului, câmpii din care răsare pâinea. Avem zonele din culmurea Carpaților prielnice pentru livezi, pentru cultura pomilor. Avem ape curgătoare, avem pește, avem resurse naturale enorm, enorm de bune. Și totuși acest spațiu, la ora actuală, este părăsit, spunem așa, în masă, de populație. Oameni care au fost prelucrați psihologic, în mod special prin mass media, ca să urască acest teritoriu, ca să-l părăsească. S-au indus idei extraordinar de grele care privesc cultura poporului nostru, tradițiile poporului nostru, istoria poporului nostru. A fost foarte torsionată, foarte întoarsă pe dos. Noi nu mai avem în noi înșine încredere și credibilitate. Și acestea s-au făcut ca să părăsim acest spațiu. Și atenție! Așa fel au fost prelucrate lucrurile încât cei care părăsesc acest spațiu, acum, la cumpăna dintre milenii, între mileniul 2 și mileniul 3, cei care părăsesc acest spațiu, să fie tocmai fibra neamului, adică populația matură, cei care nasc, în așa fel încât și în perspectivă să nu mai avem continuitate genetică, să nu mai avem urmași. Copiii care se nasc în străinătate, în Spania, în Belgia, în Olanda, în Anglia, în Norvegia, sunt botezați acolo, merg la școală acolo, primesc nume specifice neamului respectiv și încet, încet ei își pierd identitatea, dar se uită totuși ceva, faptul că identitatea genetică biologică, somatică, fibra neamului și identitatea spirituală a ființei nu se pierde. Eu am o teorie și spun teoria oiței negre în turma de oi albe. O oiță neagră care are gena binecuvântată, dusă într-o turmă de 5.000 de oi albe care n-au gena binecuvântată și fac o paranteză, aici mă refer, spre exemplu, la un evreu dus în sânul unui popor păgân. El a avut fibra binecuvântată de Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Avram că te voi înmulți ca stelele cerului și nisipul mării, așa a făcut Dumnezeu în dinamica istorică încât poporul să fie preluat și aruncat fără voia lui ca sămânța în tot Imperiul Roman de acum 2000 de ani. Mergându-se pe ideea că vor fi distruși, că îi vor termina. E, nu s-au gândit că ei au gena și fibra binecuvântată. Și acum o să vă spun teoria până la capăt, că e foarte interesantă. Deci,
Oița neagră, care are gena binecuvântată, se împerechează cu un berbecuț alb, dar va naște un berbecuț sau o miluță neagră, care la rândul ei se spune miluța împreună cu mama ei, neagră, vor fi două deja, se împreunează cu un berbecuț alb și vor naște și ele un berbecuț negru, care se împreunează cu 80-100 de oi albe și nasc 20 de berbecuți negri, care se împreunează la rândul lor cu oi albe și nasc berbecuți și miluțe negre. În așa fel încât, nu în termen foarte lung, gena binecuvântată se impune și la un moment dat toată turma va fi neagră. Dar ce interesant este, schimbarea aceasta nu se face instantaneu, ca să poată fi conștientizată, ci se face din generație în generație, în câteva generații. Și atunci nu există memoria că a existat odată o oiță neagră în sânul unei turme albe. Și fiecare generație conștientizează, ăsta e vecinul meu, ăsta e colegul meu de clasă, cu ăsta am mers la școală, cu ăsta m-am jucat, parcă îl cunoaște. Și ei spune, așa suntem noi. Culmea este că acele oițe vor zbiera, adică vor vorbi. Limba turmei albe, da? Pentru că ele se nasc în sânul turmei albe. Și vor pășuna, se vor hrăni și vor locui pe un spațiu care aparține turmei albe. Și acum trec într-un plan al popoarelor. Deci, un membru al unui popor care are gena binecuvântată, unul singur, semănat, în interiorul unui popor care n-are gena binecuvântată, și fac o paranteză, de aceea e foarte importantă binecuvântarea lui Dumnezeu, oamenii n-au conștientizat problema asta. El se va mulți, va propăși, cum se spune în termen bisericesc, și la un moment dat urmașii vor vorbi limba respectivă și vor locui pe spațiul respectiv. Eu am o idee foarte interesantă, chiar legată de poporul evreu și popoarele creștine. Pentru că unii spun evrei nu s-au creștinat, eu spun că toate popoarele creștine sunt evrei. În baza acestei teorii. Adică, dacă în Germania a picat o asemenea oiță cu genă binecuvântată, au continuat să vorbească limba germană, să locuiască pe teritoriul respectiv, dar fibra tainică aparține aceluia. Pentru că mi-e greu să cred, că dacă nu aparții poporului lui Dumnezeu, poți să ai acces la sângele lui Hristos și la trupul, la potire. Și mi-e foarte greu să cred că dacă nu aparții poporului lui Dumnezeu, ai vocația sfințeniei. E foarte greu să cred. Sigur că popoarele păgâne au socotit doar că s-au creștinat. Așa au socotit. Nu. Încet, încet, în câteva generații, ele și-au pierdut identitatea biologică, ființială, care de la Dumnezeu. Și asta s-a înlocuit. În așa fel încât, bine, este o teorie care nici nu vreau să fie luată în calcul pe nimeni, dar o exprim, tare mă tem, dar neotemere propriu-zisă, așa se spune popor, că însuși poporul nostru este un popor semit. Și am foarte multe argumente pentru treaba asta. Chiar am un argument foarte interesant referitor la ceea ce se spune că noi suntem de sorginte latină. A fost un interes istoric foarte interesant. În secolul trecut, corifeii școlii ardeleene, ei au lansat această idee pentru că doreau ca să-i treacă pe străbunii noștri, pe strămoșii noștri la catolicism. Și atunci au mers pe ideea, dacă le spunem că ei au legătură latină cu Roma, se vor duce mai ușor, că vor merge cumva spre frații lor. Dar acum fac o glumă și spun așa, pentru că noi suntem creștini și eu sunt preot creștin. Eu sunt preot al Dumnezeului cel preanalt, iar Sfânta Liturghie pe care o fac este jertfa Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care este de sorginte semită, iar Pilat care l-a judecat este de sorginte latină. Nu știu de unde până unde, mai mare bucurie să fac parte și să fiu rudenie cu cel ce l-a condamnat pe Fiul lui Dumnezeu și să-mi fie rușine ca să spun că sunt din aceeași spiță
cu Fiul lui Dumnezeu. E foarte interesant. E foarte greu să accepți ca și creștin că ți-a putut fi indusă social, cultural, o idee antisemită. Atâta timp când nădejdea ta, cultura ta, speranțele tale, năzuințele tale, sunt așezate pe tezaurul de viață dat din acel popor. Dar în contextul în care am vorbit despre binecuvântarea pe care Avraam a primit-o de la Dumnezeu, constatând acum că poporul evreu, Israel, actualul Israel, are cam 8 milioane de locuitori, în comparație cu marile popoare ale lumii, sigur că te întrebi, acel Dumnezeu care purta dialog cu Avraam și care l-a binecuvântat pe Avraam pentru că i-a rămas credincios și i-a spus că îi va mulți ispița neamului, urmașilor săi, ca stelele cerului și nisipul mării, dacă acum avem de-a face cu un popor de 8 milioane de locuitori, înseamnă că acel Dumnezeu ori n-a putut să-și îndeplinească promisiunea, l-a mințit. Ori eu nu vreau să cred nici că n-a putut, nici că a mințit, ci pur și simplu mă străduiesc ca să constat că s-a ținut de cuvânt. Uite, spre exemplu, un alt cuvânt spus de Dumnezeu poporului său este cel referitor la pământul făgăduinței. A zis, îți voi da ție un pământ în care curge lapte și miere și te voi conduce până în acel pământ, până în acel teritoriu. Nu i-a spus cum se cheamă, cum se numește. Nu i-a spus de cine este locuit și cum îl va da. Dar i-a promis că îl va conduce și nu i-a spus nici când îl va conduce. Adică cât va dura ca timp această peregrinare spre acel loc, spre acel teritoriu. Mai mult decât atât, pentru ca să poată să călătorească spre cel pământ al făgăduinței, Dumnezeu i-a dat pur și simplu un obiect fizic, numit chibotul legii. O cutie, în care era pus un vas cu mană, pâine căzută din cer, toiagul lui Aron care a odrăslit frunze, prin care a fost ales Aron ca mare arhiereu, și tablele legii. Și acel obiect, culmea, avea o forță extraordinar de mare. Era folosit de popor ca înainte mergător. Adică ziceau așa, unde te vei duce, tu trimite înainte acest lucru, acest obiect. Și el va crea o derută în sânul acelui trib, acelui popor, unde urmează să te duci tu, și tu vei merge după chibot. Și vei găsi un popor derutat, care nu va avea capacitate de autoapărare, și tu poți să-l iei, cum se zice în termeni mai puțin elevați, ca din oală. Îi vei lua aurul, îi vei lua teritoriu, vei lua femeile, vei face pe bărbați robi. Și sunt descrise asemenea episoade în Sfânta Scriptură. Sigur că a fost anunțat ca fiind pierdut acel obiect, tocmai ca să nu fie căutat. Eu personal nu cred că se poate pierde așa ceva. N-ai cum să pierzi așa ceva. Era forță. Da? Și el a fost dat acest obiect de către Moise și Aron. Moise și Aron. Accentuez numele. Moise și Aron. Acum o să fac o paranteză. Se presupune, biblic și teologic și cultural, că pământul făgăduinței ar fi pământul teritoriu de pe Iordan. Dar el nu îndeplinește niciun criteriu logic ca să fie un pământ atât de bun încât să Dumnezeu să promită preiubitului său fiu, poporului său, acest teritoriu. N-are oxigen, n-are apă potabilă, are o climă neprielnică. Foarte interesant este numai să vezi ceața de dimineața, care în loc să fie formată din particule de apă, e formată din praf, din nisip, pe care vânturile ridică în deșert.
E teribil de interesant. Ce criterii ar putea să îndeplinească acest teritoriu care, ca să ai iarbă verde, trebuie să-i pui cu pipeta apă. Să ai un copac, trebuie să-l adăpi ca să poată să crească. Și totuși este numit Pământul Făgăduinței, Țara Sfântă, așa este numit. Așa s-a rămas în istorie. Ei, comparați acum cu ce spuneam puțin mai înainte despre teritoriul nostru, Carpatul Danubian, cu cele patru anotimpuri, echinocțiile, solstițiile, oxigenul, apa potabilă, cernozion, pădurile, pășunile, flora, albinele. Și ca să închei ideea, să o conturez, eu cred că Pământul Făgăduinței este acesta. Și mai mult decât atât, chiar cred că este raiul primordial. Deci cei care doresc ca să afle ideile lui, pot să-l acceseze. Andreev, cercetător rus, care spune despre spațiul Carpat Danubian că este leagănul civilizației umane. Ori dacă e leagănul civilizației umane, e clar că aici au fost așezați primii oameni pe Terra. Vedeți că noi dacă privim spre toate speciile de pe Pământ, observăm că ele au fost așezate de Dumnezeu într-un habitat prielnic speciei respective. Ursul polar a fost așezat între ghețari. Dacă îl iei de acolo, îl ucizi. Așa cum, spre exemplu, floarea de colț este rânduită de Dumnezeu să trăiască pe colți, de aceea ce și colț, pe stânci foarte înaltă, în stâliștea vânturilor. Eu am văzut o asemenea floare de colț, bătută de vânt, în Bucegi, și mi-a fost milă de ea. Am mângâiat-o, pe care e catifelat, este o frumusețe, o splendoare, este socotită în moment natural. Am îndrăgit-o. N-avea pământ. Crescuseră într-o despicătură de piatră, unde a găsit ea puțin, puțin, puțin suport ca să crească. Și am stat de vorbă cu ea, am mângâiat-o pe petale și am spus-o să te iau, să te duc, să nu te mai bată vânturile și să ai pământ. Și am adus-o aici, lângă casă, în zona branului, care este o zonă de munte. Și am săpit-o lângă casă să fie ocrotită. În 3 zile a murit. Și am zis, ce înseamnă ca să-i schimbi habitatul? Nu mult, de asta am spus că suntem în zona branului. Mă răsut pe Bucegi, aici, și am pus-o să fie ocrotită. Deci fiecare specie este pusă de Dumnezeu într-un habitat prielnic. Girafa trăiește într-o zonă pe Terra unde este prielnic ca să supraviețuiască, să trăiască specia și să și propășească. Și de aceea cred că și pe om l-a pus Dumnezeu pe Terra într-un loc foarte prielnic dezvoltării și propășirii speciei umane. Sigur că toți au dreptul să spună. Canadianul, pentru că iubește ținutul Canadei, poate să spună, aici a fost raiul primordial și eu cred că aici au trăit primii oameni. Botezați sau cum să nu botezați, numiți Adam și Eva, din care s-a rostogolit societatea umană în decursul istoriei. Cei din Iran pot să spună, chiar acolo se presupune că ar fi fost raiul primordial, pentru că ar fi 2 râuri despre care amintește Sfânta Scriptură. Dar foarte interesant este, acolo nu cresc mere, ori se spune că în gâtul lui Adam a rămas un măr, nu o portocală, nu zmotină, ci măr ar fi rămas. Foarte interesant, la noi este o patrie a mărului. Și ca să restrâng puțin ideea, sper ca să mă întorc pe idei, ca să le desăvârșesc, să fiu coerent în ce spun, mai mult decât să am ideea că spațiul Carpatul Danubian este raiul primordial, habitatul în care specia umană găsește condițiile cele mai bune de viețuire. Aminteam de anotimpuri, de echinocții, de solstiții, de apă, de oxigen, de tot ce trebuie. Foarte protejat, un spațiu foarte protejat. Tornade, vânturi puternice,
geluri napraznice, cutremure devastatoare, inundații devastatoare, nu avem. Este foarte protejat acest pământ. Și restrâng mai mult și chiar aici unde suntem noi, noi suntem în interiorul culburii Carpaților. Carpații în culbură creează o protecție foarte interesantă zonei. Zona Bramului este chiar aici și acum o să vă spun câteva idei care susțin ideea mea că spațiul, raiul primordial, Edenul de fapt, că Sfânta Scriptură vorbește despre Eden și rai, despre două locuri, este chiar acesta unde suntem noi acum. Chiar acesta, aici măiciul de jos. Acolo este piatra Craiului. Crai înseamnă împărat. Înseamnă că acel munte este muntele împăratului. Al cărui împărat? Este muntele lui Dumnezeu. Acela. Pe partea aceasta este Bucegiu, care are vârful omului. Acela este muntele omului. Cei doi munți merg cam în forma aceasta și se împreunează undeva aici, pe unde este strâmtoarea de trecere la Argeș. Muntele lui Dumnezeu se împreună cu muntele omului. Iar partea de jos este legată de un șir muntos și formează împreună un triunghi echilateral. Foarte interesant. Acest șir de jos este străbătut aproximativ la jumătate de o strâmtoare care se numește Poarta Bramului. Și este Poarta Raiului. Acest spațiu triunghiular este Raiul primordial. Și acum o să vă dau câteva criterii foarte interesante. Sunt conform minții mele. Nu vreau să creadă nimeni în ele. Dar nu le-a mai spus nimeni. Chiar la Poarta Raiului, în afară, este Castelul lui Dracula. Foarte interesant. Dacă ne gândim că diavolul și-a făcut și-ar fi făcut religios. Castelul lui, habitatul lui l-a făcut la Poarta Raiului. Adică să pândească el intrarea în rai. Acolo a putut el să năvălească. Și s-a oprit aici. Foarte interesant. Ultimul voievod care a trăit în Castelul lui Dracula este Mihail. Iar Sfintele Scripturi vorbesc despre Poarta Raiului păzită de Mihail cu sabie de foc, care era voievod. Iar ultimul rege al nostru a purtat titlul de voievod de Alba Iulia. Semnul voievodului este sabia. În semnul voievodului. Și vedeți, acum s-a încheiat exodul, acum, și acum a murit regele. Acum s-a ridicat sabia de foc. Dumneavoastră nu cunoașteți bine spațiul, dar o să vă spun așa. Dinspre muntele împăratului vine un fir de apă. Dinspre muntele omului vine un fir de apă, care trece chiar pe aici, uitați, prin fața noastră. Acesta se numește Moieciu. Mic, așa e mic. Moieciu. Și localitatea Moieciu. Numele Moieciu vine de la cei lui Moise. De la Moise. Iar pe muntele împăratului, pe piatra Craiului, este un loc aici la table. Am zis eu așa, glumind. Doar nu ar fi jucat sabre doi ciobani și unul l-a bătut pe celălalt și a zis, pe Gheorghe, pentru că te-am bătut, o să zicem acum veșnic la table. Nu, acolo s-au dat tablele legii. Iar aici, jos, la poalele muntelui, a stat tabăra lui Moise, al lui cel lui Moise. Da, aici a fost dat. În rai a fost dată legea. Da? Știți că 40 de ani poporul lui Israel n-a conștientizat călătoria, n-a știut unde merge. N-a știut unde merge. A existat o cenzură a Duhului Sfânt extraordinar de interesantă. În 40 de ani au călătorit, aici au dat o tură raiului, au luat legea și au plecat pe Iordan. Dar acesta este raiul primordial. Și acum vă spun așa. Foarte interesant este că după ce treci pe Poarta Bramului și intri în triunghi, imediat pe partea dreaptă, primul obiectiv este un tabernaclu, adică o mică peșteluță, în care Regina Maria și-a lăsat inima. Ori Regina Maria este numită Născătoarea de Dumnezeu. Împărăteasa Raiului. Foarte interesant.
Deci primul obiectiv este inima Mariei. Și dacă am merge cu o cercetare istorică, tare curios aș fi eu dacă cumva Regina Maria a României, care provine, după știința mea, din familia regală a Angliei, dacă nu are sorginte semită. Regina Maria a României. Pe partea stângă, cum a intrat, este vama. Ori se spune că în patrie, când intri, treci prin vama, în patria cerească, în rai. E vama, primul obiectiv. În vremurile din urmă, s-au construit 3 biserici, una lângă alta. Când treceți prin Bani, după ce ați trecut de castel, vedeți 3 biserici. Ele sunt una lângă alta, fără să aibă o altă construcție între ele și fără o logică religioasă. Ele sunt simbolul Trinității. Iar vis-a-vis de ele, chiar la intrare, este o școală și o unitate militară, simbolul luminii și al puterii. Și după aceea se deschide raiul. Acestea sunt în interior. Una din aceste biserici este biserica pe care, ați cam aici chipul, căreia i-a pus piatră de temelie Arsenie Boca. În 1947. Odată cu căderea legalității românești, acolo s-a construit o bisericuță în anul acela, în conjuncturile acelea, de către principesa Ileana. Și este bisericuța de piatră care se numește Inima Reginei. Ea este făcută după modelul bisericii de la Balcic, Stella Maris. Și ca dimensiuni, formă arhitecturală. Dar în acea biserică nu s-a slujit niciodată, pentru că a venit comunismul, biserica a rămas nedesăvârșită. Și foarte interesant este că eu cred că în acea biserică se va sluji prima liturghie în 2018. Când se și desăvârșește exodul, va fi prima liturghie săvârșită în biserica acestui sfânt, a neamului nostru, care este un neam de sorginte semită, și că acea liturghie chiar va marca încheierea exodului, deschiderea raiului. Este prima biserică cum se intră în spațiul acesta triunghiular. Dar sunt ideile mele. Eu nu am inventat piatra Craiului, Bucegiu, Castelul Bran, bisericile, eu doar le constat. Și sunt foarte uimit, foarte uimit. În 2010 a avut loc aici un accident de elicopter în care erau 9 evrei. Și elicopterul s-a lovit de stâncile Bucegiului, de Muntele Omului, din interiorul raiului, pe abruptul munților, într-un loc care este numit, nu de către mine, ci așa se numește, Gura Raiului. E foarte interesant. Iar deasupra este un munte, o pajiște lină care coboară spre Țara Românească și se numește Muntele Obârșia. Obârșia înseamnă origini. Iar lângă Gura Raiului este un alt munte care se numește simbolic Pântece, Muntele Pântece. Este devastator, uitor, tot ce vedem aici, în ce spun. Dar foarte interesant este că populația care locuiește în acest spațiu ortodox și spunem noi acum pur românesc, curat românesc, și-a păstrat ortodoxia foarte, foarte fierbinte. La ora actuală când noi vorbim, nu există casă în acest spațiu care să aparțină unui alt cult. Nu. Ortodoxi au rămas. Au o legătură ancestrală cu divinitatea, cu totul și cu totul specială. Și mai fac o paranteză, că sunt atâtea lucruri care vreau să le spun. În acest spațiu, care este doar din dealul format și din stânci și din munți, în acest spațiu nu se produce nimic. Nici cel puțin morcovi și sfetlă și porumb și grâu. Nu! Și oamenii trăiesc cel mai bine din toată zona, din toată patria. Nu vreau să vedeți ce vile sunt în zona asta. E uimitor. Ca și când s-ar trec prin har. Ori memoria noastră religioasă vorbește, ne spune despre starea primordială a oamenilor care trăiau în rai. Într-o stare binecuvântată foarte interesantă. Este și ăsta un criteriu care poate fi folosit pentru a spune aici raiul. Vorbeam despre cele două râuri. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să le spun, pentru că ele puse cap la cap
îți dau niște idei teribile de interesant. Unul vine dinspre muntele împăratului și unul vine dinspre muntele omului și se unesc amândouă chiar din jos de biserică din meci de jos. Ultima construcție care se situează în acest vârf de unghi aici este biserica din meci unde slujesc eu. De acolo pornează un singur râu care iese pe poarta raiului. Foarte interesant. Și care inundă țara Bârsei, unde este teritoriul cu pământul, cu cel mai dulce pământ de pe Terra. Pentru că acolo se cultivă sfecla de zahăr. Dacă pământul nu-i dulce, n-ar scoate zahărul ca să-l ofere. În Sfânta Scriptură se vorbește despre Eden, unde sunt două râuri care se unesc și care iese pe poarta Edenului și inundă raiul. Foarte interesant. Țara Bârsei. Așa o numim noi, tradițional. Da. Uitați, acolo undeva este o stâncă. Îi zice la colții Iuzii. Ai, lui Iuda. Foarte interesant. În fundata, în localitatea care e chiar la vârful triunghiului, care e format de muntele lui Dumnezeu și muntele omului, este o culme, îi zice culmea Iuzii. Aceasta arată că odinioară, neamul lui Iuda a viețuit aici. Neamul lui Iuda este spița din tribul copilului cel mai mare al lui Israel, care a avut 12 copii, 12 triburi. Iar din neamul lui Iuda este, pe spița lui Iuda este împăratul David și mântuitorul Iisus Hristos. Foarte interesant. Deci teritoriul de aici este locuit de spița din care face parte Iisus Hristos. Eu personal fac parte dintr-un neam de aici, care se numesc ai lui David. Eu nu mă numesc Colțea Gheorghe, dar mama mea este din neamul David. E foarte interesantă povestea. Socrul meu, preotul Enescu, Isaie Ioan, este din neamul lui Isaie. Din generație în generație, ne cunoaștem 7 generații, până în timpul Mihai Viteazu, cunoaștem spița neamului, pentru că Mihai Viteazu a împroprietărit pe străbunii lor, cu munții din Bucegi, pe care este situată peștera aia Lomiței, de unde am scos eu sfinții, din Bucegi, pe Mihail, pe Antonie și pe pusnicul cunoscut din Poiana Obârșiei, care, foarte interesant, din botez, cei doi pe care îi cunoaștem, pe Mihail și pe Antonie, ei au fost numiți, Mihail s-a numit Moise, iar Antonie s-a numit Aron. Moise și Aron. Cei care au dat chibotul legii când au plecat spre pământul făgăduinței. Iar ei au ieșit în vremurile din urmă, acum 3-4 ani, au ieșit din pământ. Să-și întâmpine poporul. Ca și când acești conducători care au plecat din ținutul Goshen, din lunca Nilului, din Egipt, spre pământul făgăduinței, au făcut un salt în timp foarte interesant, ieșind din timp. Adevărul este că ale lui Dumnezeu nu sunt cenzurate de timp și nici de spațiu. Ele se petrec, doar atât. Da. Ele sunt. E foarte greu pentru oameni să înțeleagă acest adevăr. Că ați văzut, am vorbit despre mormântul tabernacului inimii Mariei, despre vamă, și despre castel, vor spune, păi bine, dar astea sunt construite acum, ce-au cu raiul primordial. Acel acum, la Dumnezeu, este în alți parametri decât la noi, la oameni. Deci, aici sunt din neamul lui David, din neamul lui Isaie, din neamul lui Iov, foarte interesant. Era o femeie care știa să picteze frumoasea lui Iova, o poreclea că era lui Iov. Femei, foarte multe, poartă numele Reveica. Ea este Rebeca. Rebeca. Salomia.
Sarta, la Sarta e cea lui Elisabeta, Sarta, sunt femei mamele noastre de aici. Deci, toate criteriile posibile, demografice, adică care se preferă la oameni, stilul oamenilor foarte interesant, foarte apropiat, dacă nu cumva depășește, caracterul evreilor, zice într-o, se zice într-o vorbă, așa zice că doi evrei ar trebui la umbrăneam, știți? Ca să-i facă față. Da. Pentru că sunt foarte alunecoși, foarte disponibili să se descurce în condiții grele de viață, să supraviețuiască populație într-o zonă care nu ne dă nimic. Gândiți-vă ce înseamnă bărăganul, oameni care trăiesc acolo, unde pot să meargă cu orice mijloc pe câmp, unde crește pâinea din pământ. Și sunt săraci, au niște căsuțe din chirpici. Așa ceva e uluitor. Iar într-o zonă atât de săracă, să ai case, cum este aceasta în care suntem acum, este casa părintelui din zona Brad. E foarte multă binecuvântare. Și atunci, spunem așa, însemnează că spațiul Carpatul Danubian este pământul făgăduinței, iar curbarea Carpaților este chiar fostul rai primordial, dar sunt idei ale mele. Eu și iubesc foarte mult acest teritoriu, acest spațiu și iubesc foarte mult și neamul. Și neamul. Nu știu dacă s-a înregistrat ce am vorbit până acum. Fiți foarte atenți la ce vă spun. E foarte tare ideea.